Bună tuturor! În acest video rezolvăm o problemă cu un cerc. Așadar, în figura alăturată avem triunghiul ABC înscris în cercul C de centru O și rază R. AB este egal cu AC, deci avem de-a face cu un triunghi isoscel și egal cu 30 de centimetri, iar BC are lungimea de 48 de centimetri. Dreapta AO intersectează cercul în punctul M. Prima cerință arată că triunghiul ACM este dreptunghic. Am mai folosit teorema aceasta și anume că dacă avem capetele diametrului unui cerc unite cu un punct de pe cerc, vom obține un triunghi dreptunghic. Deci AM este diametru, da? iar punctul C se află pe cerc. Știam că C este pe cerc datorită faptului că Triunghiul ABC era înscris în cerc, deci atât A cât și B și C sunt puncte pe cerc, atunci triunghiul ACM este unul dreptunghic. Foarte ușor, dacă am știut această teoremă, am putut să obținem cele două puncte de la primul uh, subpunct. Al doilea subpunct B, să calculăm lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC. Observăm că centrul cercului este aici în uh, O. Vom intersecta acest AM cu uh, latura BC într un punct numit Știm că triunghiul ABC este unul isoscel, pentru că AB era egal cu AC. Asta înseamnă că AP este mediană și AP este și înălțime. Deci, AP este perpendicular pe BC, ceea ce înseamnă că proiecția uh, acestei catete a triunghiului dreptunghic ACM, cateta AC, pe ipotenuza AM este latura AP. Cum triunghiul ACM este dreptunghic și cunoaștem AC, putem să aflăm cu teorema catetei, care spune că AC la puterea a doua, cateta la puterea a doua, este produsul dintre proiecția ei pe ipotenuză și ipotenuză. Deci AC la puterea a doua egal AP mulțit cu A. M. De ce ne trebuie acest AM? Pentru că îi reprezintă diametrul, iar diametrul este uh, egal cu două raze. Și de aici vrem să obținem lungimea uh, razei cercului. Haideți să vedem în această formulă pe cine mai trebuie să aflăm. Pe AP. Dar AP reprezenta și mediană în triunghiul ABC, care era isoscel cunoșteam și pe BC, asta înseamnă că BP congruent cu PC, mediana este linia care unește vârful triunghiului cu mijlocul laturii opuse, ceea ce înseamnă că BC se împarte în două segmente congruente și sunt egale cu jumătate din BC. BC era egal 48, așadar, BP sau PC sunt egale fiecare cu 24 cm. Astfel, în triunghiul dreptunghic APC, putem aplica teorema lui Pitagora și aflăm pe AP. AP la puterea a doua plus PC la puterea a doua egal AC la puterea a doua. Deci, AP este radical din AC la puterea a doua minus PC la puterea a doua. Vom înlocui și obținem. AP este egal 30 la, uh, la, radical din 30 la puterea a doua, minus 24 la puterea a doua. Aici alegeți uh, uh, cum vreți să faceți calculul, prin descompunere sau prin ridicare la puterea a doua. Uh, în final uh, obținem că AP este 18 cm. Mai departe mergem și înlocuim în teorema catetei, unde uh, vom calcula AM diametru AM este 30 la puterea 2 doua împărțit la AP adică 900 supra 18 deci AM este 50 uh, cm. cum AM era diametru înseamnă că raza o reprezintă jumătate din diametru adică 25 de cm. aceasta a fost uh, problema, una destul de ușoară uh, dar care are la bază multe uh, multe teoreme și uh, ar fi bine să le învățați. Odată ce le-ați stăpânit, puteți să aplicați în orice problemă o veți avea. Vă doresc mult succes. Mulțumesc că ați urmărit. Vă rugăm să apreciați cu un like și ne vedem în următoarele videouri. Pa pa.